Totul a pornit după ce un angajat al societății Aparegio, confirmat cu noul coronavirus, a intrat în contact cu mai mulți directori ai primăriei în cadrul unei ședințe operative de la începutul săptămânii. Edilul Marcel Romanescu confirmă că în urma anchetei epidemiologice, o parte din conducerea primăriei este în izolare la domiciliu. Este adevărat, deja am fost informat de către Direcția de Sănătate Publică că a fost confirmat pozitiv acel angajat. Asta este când este ghinion, este pentru prima dată când participă la ședință sau a participat la o ședință operativă înlocuindu-l pe cel care era de drept reprezentant Aparegio, pe domnul Tobă. Așteptăm dispozițiile emise de către Direcția de Sănătate Publică în principiu pe următoarele 10 zile, adică până pe data de 29, cei care am participat la operativ vom intra în izolare. Potrivit unei surse, peste 50 de angajați ai primăriei Târgu Jiu au fost izolați la domiciliu.